Respirația anaerobă. Lecție dedicată elevilor din clasa a șasea. Procesul prin care celulele obțin energie din substanțele nutritive se numește respirație celulară. De exemplu, activitățile sportive se realizează cu mare consum de energie, dar și plantele au nevoie pentru creștere sau refacerea celulelor îmbătrânite. Există două modalități prin care se realizează respirația celulară: în prezența oxigenului sau fără oxigen. Producerea de energie prin descompunerea glucozei în prezența oxigenului se numește respirație aerobă. În urma descompunerii se obține o cantitate mare de energie, dioxid de carbon și apă. Producerea de energie prin descompunerea glucozei în lipsa oxigenului se numește respirație anaerobă, proces care eliberează mai puțină energie și un produs intermediar. Acest produs intermediar diferă de la o specie la alta, de exemplu, plantele produc alcool, mamiferele acid lactic. La microorganisme, respirația anaerobă se numește fermentație. În funcție de produsul intermediar, fermentația poate fi de mai multe tipuri: alcoolică, lactică sau acetică. Fermentația alcoolică poate fi produsă de drojdii, care sunt ciuperci unicelulare care transformă glucoza în alcool etilic și dioxid de carbon. Aceste microorganisme sunt folosite pentru fabricarea pâinii sau fabricarea băuturilor alcoolice. Fermentația lactică este produsă de unele bacterii și constă în transformarea glucozei în acid lactic. Unele dintre aceste bacterii sunt folosite pentru producerea lactatelor sau prepararea murăturilor. Fermentația acetică este atipică, produsă de bacteriile care aparțin genului Acetobacter. Bacteriile necesită prezența oxigenului pentru a transforma etanolul în acid acetic. Un exemplu pentru acest tip de fermentație este oțetirea vinului, prin care alcoolul etilic este transformat în acid acetic, degradând calitatea vinului. Acest tip de fermentație este folosită pentru fabricarea oțetului. Provocare. Pentru a putea observa fermentația alcoolică, încearcă următorul experiment. Ai nevoie de 5 grame de zahăr, un piculeț de drojdie uscată, 50 de ml apă călduță, un balon, o sticlă din plastic. Amestecă bine zahărul, drojdia și apa în sticlă și închide sticla cu balonul. Dacă ai lucrat bine, peste o oră ar trebui să observi cum s-a umflat balonul cu dioxidul de carbon rezultat din procesul de fermentație. Știați că procesul de respirație este utilizată pentru a elimina deșeurile și a genera energie? Vă mulțumesc pentru atenție!